A venit Ruxandra Luca, mama a trei copii. Mi-a zis că e singura calitate pe care o văd la ea, că e mama a trei copii. Păi așa e, ce? Să zic că salvezi planeta ca Superman, ca Batman. Asta e una din calități. Din calitatea asta izvorăsc alte calități pe care eu încă nu le-am descoperit, dar sigur ai tu câteva. Mi-a zis Ruxandra Bogdan să nu mai zic că e greu să faci copii și că altul nu mai fac, căci că îi spăriem pe oameni. Păi nu, nu sunt plătit să fiu sincer aici la emisiune? Ce, sunteți o sectă? Sunteți în mafie? E prea la cald la tine totul. Băi, uite, eu deja m-am distanțat un pas, am trecut prin toate etapele. Eu altfel privesc lucrurile. Fii atentă. Există o mafie a bărbaților căsătoriți. Ok. Pe care când îi întrebi, din bărbie fac. Dar din ochi îți spun, da, căsătorește-te, mai ales după anumită vârstă, să zic că e bine. După care, mafia asta se transformă în mafia bărbaților căsătoriți cu un copil. Tu zici, bă, m-am măsurat anul trecut, fac și eu un copil. Din bărbie îți fac clar, nu. Dar din ochi, da, fă un copil. După care, după ce te-au adus în acea capcană, te pun să-l faci și pe al doilea. Zei, șefii, deci diamantele acestei mafii sunt cei cu trei copii, ăștia șmecheri rău de tot. Dar sunt și albi în cap cam toți, nu vreau să zic mai mult. Bun. Au și o vârstă unii dintre ei, nu contează, Dani, actele, cu, fără, între voi dacă e bine, faceți și 1 și 2 și 3 și... Păi nu, important că a fost bine până azi dimineața la 4. Trageți la aceeași căruță. Da, până la 4 jumate, așa am zis și eu. L-am culcat la 9 și un sfert personal ca să adoarmă să mă uit la un serial. N-am văzut decât genericul, la 4 jumate a fost de altă părere. Azi vorbim despre cum ne adaptăm la viața de părinte, mai ales dacă poate, înainte de a fi părinți, am fost liberi, am călătorit mult sau poate am fost golani. Nu dau exemple de aici, dar s-ar putea să nu fi fost o fire casnică ce e mai simplu să se adapteze la statul acasă cu un copil. Eu i-am făcut și foarte repede. Am făcut primul copil destul de devreme. A, devreme, nu repede. Repede l-am și făcut. Repede, și repede. Nu, la mine n-a durat mult. Devreme. Pe toți am făcut repejor. Primul copil la vârsta de? 24 de ani. Bine, eu de la 20 tot aș fi vrut, tot trăgeam, dar el îmi poia să mai copilărească. Abia către 40 s-a hotărât taică-su, hai că e timpul să facem și noi pasul ăsta. Că de asta e o decizie pe care întâi o cântărești, o iei în doi. Nu te arunci cu capul înainte ca să meargă lucrurile bine după aceea. Și așa cum spui și tu, lucrurile nu vor mai fi ca înainte. Adică schimbări există, evident. Important este să înțelegem, să acceptăm asta, să nu ne mai așteptăm să revină vreodată la ce a fost, dar să privim realitatea asta foarte, cum să spun, obiectiv. Adică e o perioadă, la început, într-adevăr, te trezești mai des, ai multe nopți albe, trag mult de tine, dar cu cât înaintează în vârstă, cu atât mai puțină nevoie au de tine și apoi ajungi să tragi tu de ei, Dani. Hai mai pupă un pic pe mama, hai mai îmbrățișează, pe urmă tragi de ei să vină în vacanțe. Gândește-te că eu sunt cu Albert, am copii de vârste diferite, 1 an, 6 ani, 12 ani. El e preadolescent, deja e cu un picior în adolescență, e aproape o mare. A, deja nu te mai suport. E la vârsta aia la care, da, îmi spunea mama, hai că nu mai, lasă-mă, vreau singură să stau și cu copii de vârsta mea. Am prietene cu copii deja la 14-15 ani, nu mai vor să vină cu tine în vacanțe. Stăm și ne gândim, avem 18 ani cu copiii ăștia, 18 revelioane, să zicem, pe care le petrecem cu ei, 18 veri în care suntem împreună, în teorie, dar în practică să știi că n-ai nici măcar atâtea. Păi nu, către că eu revelionul următor îl las cu mătușa, cu soacra, nu mă interesează, nu pup al doilea revelion cu mine. Apropo, m-am plictisit cu bebelușul. Asta voiam să zic, apropo de revelion, și ce-ai făcut tu revelionul ăsta? Da, am culcat la 12 și un sfert. Dar ce ați făcut? Unde ați fost? Cu socrii. La cabana Plopumiar. Ați fost în familie. Și cu Dan Negru. Mișto am bătrânit Dan Negru. M-am uitat, chiar se ține bine. Adică nu l-am mai văzut la televizor de mână.
Dar a fost bine. Anii trecuți ați fost într-o, nu știu, pe vreo insulă exotică, în cine știe ce locuri, pentru că așa se întâmplă, da? Și anul ăsta n-ați putut să mai mergeți în doi. Cum dar la anul? V-ați fi dorit. Exact, dar la anul, asta vreau să zic, adică aș vrea să normalizăm situația asta. Nici Dani n-a fost anul ăsta într-o insulă exotică și a supraviețuit. Ați trecut cu bine peste chestia asta. E o perioadă. E firesc, v-am zis, sunt schimbări care vin, dar care la fel de repede cum vin și trec. E, știi cum? Într-o vară Dani a crescut. Mă uitam, tot așa, apropo de Albert, mă uitam aseară la un filmuleț, eram gravidă cu Ava, acum un an și jumătate. Mi-aduceam micul dejun la pat, a doua zi am și născut. Era cu un cap mai mic, avea voce de copil, avea atitudine de copil, sărea, mă îmbrățișa, acum în doar o vară, deci s-a schimbat complet la 180 de grade. Este incredibil și sub ochii tăi. Și vrei să fie iarăși mici și vrei să, cum să zic, să se întoarcă perioada asta care acum ni se pare grea. Dar crede-mă, absolut toate persoanele cu care am vorbit și până și eu ajung deja să simt asta, ăștia, anii ăștia în care stau pe noi, în care avem multe nopți albe, dar casa e plină și gălăgie și e totul așa derulat pe de repede înainte, ăștia sunt cei mai frumoși ani din viața noastră, crede-mă. Mulțumim, Roxandra Luca, de la Ministerul Familiei. Am să vă dau un singur exemplu, mă întreabă golanii mei de pe Nordului, cum e asta cu nedormitul noaptea? Și sătul să tot răspundă, i-am zis unea dintre ei, bă, tu mai știi când ai pierdut toată noaptea plecând de la discotecă, căutând o panoramă pe numele ei, Viorica, prin Ploiești, tu fiind plecat din București cu un taxi pe care nu știi dacă poți să-l plătești și ai luat și flori de la Spitalul Județean din față? Zice, da, de unde știi? Dar nu o chema Viorica. Zic, e, ți-a deschis ușa? Nu, că a zis că e prea obosită și e nemachiată. Vezi, aia o noapte pierdută. Aia mea cu bebelușul s-ar putea să nu fie o noapte pierdută. Mamă, l-a muns la inimă, cred că face copil la anul ăsta. Mulțumim tare mult, Roxandra Luca. Să zic că nu poate fi comparat cu nimic, atât mai zic și pur mă chiar plecă. Dacă te întreabă cineva cum e mă cu nopțile astea nedormite, cum e cu greu, nu există. Îți dau copii o putere încât nopți nedormite, 2, 3, 5, 10, 50, cât ai putea să duci dacă n-ar fi vorba de copilul tău. Dar așa, e incredibil cât poți să duci. E fain, dar dacă aș fi și plătit pentru asta, nu m-aș supăra.